Capitala Bulgariei este paralizată de zăpada căzută în ultimele 24 de ore. Încă este valabil un cod roșu de ninsori abundente în nord-estul țării. Основните пътни артерии са добре почистени, прокудими. На места има 3-4 чистения. Сега се влиза в кварталите, активно се почистват спирки и подлези. Тук апелирам всички граждани да използват. Pentru zona de litoral, meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt puternic și precipitații. Și în Serbia, viscolul a dat peste cap întreaga țară. Majoritatea șoselelor sunt blocate, fie de stratul gros de zăpadă, fie de copacii doborâți de vânt, și mai multe localități au rămas fără curent electric. În primul nara, toliki snig de pane, to je nemoguće. Ja mislim, videli ste sami da ima preko 30 do 40 cm negde. Ali pogotovo što je vlažan snijeg. Imamo određenih problema zato što su borovi pod ogromnim teretom snega se polomili i na taj način oštetili elektromrežu. În zona montană din Italia, meteorologii au emis un cod galben de viscol, așa că locuitorii au fost avertizați să-și facă provizii și să nu iasă din case.